Sărbătoarea nașterii Sfântului proroc Ioan Botezătorul ne oferă an de an bucuria duhovnicească de a cinsti după vrednicie pe patronul și ocrotitorul spiritual al acestui sfânt lăcaș voivodal ștefanian, Biserica Sfântului Ioan Domnesc din Piatra Neamț, dar în același timp și patronul și ocrotitorul spiritual al orașului Piatra Neamț. Iată că în anul acesta al mântuirii 2024, an omagial al pastorației persoanelor vârstnice și anul comemorativ al sfinților tămăduitori doctor fără de arginți, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, avem bucuria de a primi sâmbătă 22 iunie, începând cu orele 17, racla cu o părticică din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, mare tămăduitor de bol, raclă ce va fi adusă de la Sfânta Mănăstire Durău. După primirea cinstitelor moaște, se va oficia slujba vecerniei, la finalul căreia se va oficia Sfânta Taină a Maslului de Obște pentru vindecarea bolilor noastre sufletești și trupești. Duminică 23 iunie, în ajunul prăznuirii nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, la orele 17:45, vom întâmpina pe înalt preasfințitul nostru Părinte Mitropolit Teofan, care, însoțit fiind de preasfințitul Părinte Episcop Vicar Nichifor Botoșăneanul, vor săvârși pe esplanada amenajată în curtea domnească slujba privegherii, urmată de litie, iar la finalul slujbelor va urma tradiționala procesiune cu racla cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, la care se vor adăuga și cele două odoare de mare preț ale bisericii noastre, respectiv racla cu părticica din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul și racla cu părticica din moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul, pe traseul Biserica Domnească, Teatrul Tineretului, prin fața Muzeului de Istorie, prin fața Spitalului Județean, acolo unde ne vom ruga pentru vindecarea celor aflați pe paturi de suferință, apoi revenire prin fața magazinului Unic, prin fața hotelului Ceahlău, prin fața Teatrului Tineretului și vor fi readuse în biserică cele trei racle. În ziua de prăznuire a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, luni, zi în care Biserica Ortodoxă Dremăritoare Creștină de Pretutineni prăznuiește și sărbătoarea praznicul împărătesc Sfânta Treime, începând cu ora 7:30 se va oficia slujba utreniei, urmată de acatistul în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul, iar la ora 8:45 vom întâmpina din nou pe înalt preasfințitul nostru Părinte Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, care, însoțit fiind de soborul de preoți, va săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească pe aceeași esplanadă amenajată în curtea domnească. La finalul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii avem pregătit și un program de pricesne intonat de un grup de tineri ai Centrului de Cultură Carmen Seculare, iar la finalul acestui program religios, toți închinătorii, cinstitorii și inclusiv pelerinii care vor participa la această sfântă slujbă sunt primiți cu o tradițională farfurie de sărmăluțe de post, o feliuță de cozonac și, bineînțeles, un pahar cu vin în cinstea bucuriei sărbătorii. Adresez pe această cale invitația tuturor credincioșilor, tuturor închinătorilor, cinstitorilor,
sfinților noștri, începând cu Sfântul Ioan Botezătorul, continuând cu Sfântul Gheorghe Pelerinul și nu în ultimul rând cu Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, să fie părtași bucuriei duhovnicești pe care Bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat să o avem și în anul acesta al Mântuirii 2024.